Bun găsit, sunt Adrian Boioglu, iată-ne la un nou review de produse. De data aceasta discutăm de produse care îți fac casa mai curată, dar și produse care te ajută să fii mai productiv, pentru că poți să-ți vezi de treaba ta, în timp ce toate aceste produse lucrează de unele singure. Despre ce este vorba? Despre produsele de la Xiaomi de această dată. Cei de la Xiaomi România mi-au trimis nu unul, nu două, ci patru produse diferite, patru produse pe care le-am testat o perioadă chiar la mine acasă, prin birou, prin bucătărie, prin living room și așa mai departe. Am reușit să le testez și acum pot să vă spun părerea mea obiectivă. Apropo, Xiaomi România nu știe ce voi spune în acest video, nu controlează niciun fel acest lucru, dar este de menționat faptul că în schimbul acestui review onest din partea mea am primit un mic, eu știu, cadou să-i spun așa, un telefon din partea lor. Nu mă influențează niciun fel faptul că am primit acel telefon sau, eu știu, pe ideea aceasta nu mă influențează în review-ul meu de astăzi. Trebuie să spun toate aceste lucruri de la început. Bun, produsele despre care vom vorbi sunt patru, așa cum spuneam. Avem de-a face cu, și le-am notat aici ca să nu le greșesc numele, pentru că au niște nume puțin mai lunguțe și mai, hai să nu zic complicate, dar sunt puțin mai lungi. Avem un Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro. Acesta este un purificator de aer. Avem un Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra Auto Empty Station, adică o stație care are grijă să-ți golească aspiratorul, dacă putem să zicem așa, și avem un Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra. Toate acestea au fost controlate în timpul testelor de la mine de acasă cu ajutorul unui telefon Xiaomi 12 Pro. Bun, în urmă cu ceva timp făceam un review pentru un prim aspirator Xiaomi. Mi-a plăcut atât de mult încât și eu acasă mi-am cumpărat un astfel de aspirator. Îl folosesc de aproape 2 ani și sunt foarte mulțumit de el pentru că își face treaba singur. La vremea respectivă spuneam așa, un astfel de aspirator ar fi excelent dacă ar face două lucruri în plus. Unul la mână, să se golească singur sau să se inventeze cumva un robot care să-l golească singur, să-l golească pe acesta. Și doi la mână, să urce cumva etajul, scările până la etaj și să poate să facă curățenie și la etaj. Bine, în cazul casei mele și pragurile sunt puțin mai înalte și atunci avea nevoie să treacă și peste aceste praguri. Nu mă apuc să demolez ușile din cauza produselor Xiaomi și a niciunui aspirator robot până una alta. Una dintre aceste două mari probleme a fost rezolvată de Xiaomi și anume, acum există acest Auto Empty Station, un fel de aspirator pentru aspiratorul robot. Ce face el? E simplu. Aspiratorul își face treaba prin casă, ajunge în zona de golire în acest Auto Empty Station și acolo odată ajuns se încarcă și în același timp își descarcă praful, firele de păr, eu știu, mizeria pe care a întâlnit-o prin casă sau pe unde l-ai pus să lucreze și odată ajuns acolo își golește toate chestiile astea într-un sac mai mare care ține până la 45 de zile, evident depinde și de cât de mult și de bine îl folosești și cât de mult praf și, eu știu, mici particule pe care ele le aspiră sunt prin casă. Toate aceste lucruri se întâmplă într-o zonă pe care tu o setezi. Am testat acest sistem și vreau să spun că sunt impresionat. Sunt impresionat pentru că una dintre cele două mari probleme s-au rezolvat. Ca să rezolvăm pe a doua e puțin mai greu, probabil că va trebui să-mi cumpăr două aspiratoare, nu știu. Hai să vorbim, să le luăm pe rând. Mai întâi aspiratorul. Am spus că aspiratorul se numește Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra. Ce mi-a plăcut la el? Faptul că este un aspirator de culoare neagră, evident, probabil că îl poți cumpăra și pe alb, dar este puțin mai silențios decât vechiul meu Mi Robot Vacuum Mop Pro pe care l-aveam. Un aspirator cu vreo două generații în urmă sau cu vreo doi ani în urmă. Deci pe setarea cea mai de jos acest aspirator este ceva mai silențios. El are patru tipuri de setări și înainte de orice aș vrea să îți arăt cum arată acest aspirator. Haideți să facem un unboxing pentru aspirator. Acum despre Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra, care se ascunde în această cutie și care e negru și arată, hai să vedem ce are în cutie de fapt. Mai întâi un manual
mai subțire, unul mai subțire și unul foarte, foarte gros, în diferite limbi de circulație internațională, printre care să vedem dacă e și limba română, aspirator și mop robotic Mi 2 Ultra, manual de utilizare, deci da, avem și limba română în manual. Aici avem niște accesorii, și anume un cablu de priză, de-a noastră, europeană, un încărcător, care este ascuns după el aici în spate și care arată cam așa, răfuit așa cum ieșea de bine unui aspirator. Și aspiratorul în sine, care arată cam așa, are în față o grilă, parcă zici că e speaker de subwoofer, are aici o zonă pe care o folosești ca să-i schimbi cuva asta de aspirat. Ce mai avem un pachet? Mai avem o punguță în care se află un piepten și o lamelă de curățare, care arată cam așa. Bun, după ce am văzut unboxing-ul, trebuie să vedem și ce înseamnă procesul acesta de pairing, de împerechiere, dacă vrei să-i spui, de setarea aspiratorului în aplicație. Pentru aplicație e nevoie să folosești aplicația Mi Home, o aplicație oferită tot de Xiaomi, o aplicație pe care eu o folosesc de altfel pentru trotinetă și pentru aspiratorul de acasă. Am adăugat în aceeași aplicație în contul meu pentru că era mult mai simplu așa și aceste dispozitive noi. Am văzut cum le poți vedea, cum le poți testa. Haideți să vedem ce înseamnă procesul de împerechere, ce înseamnă procesul de setare a aspiratorului, în așa fel încât el să devină nu doar un aspirator robot, ci un aspirator robot smart. Avem aici un Xiaomi 12 Pro. Este, da, este oferit de Xiaomi România, un telefon care este foarte bun, nou, dar care este ideal, este și ideal pentru acest setup, pentru că el vine la pachet cu aspiratorul, stația de golire a aspiratorului, dar și partea asta de purificator și așa mai departe. Tot ecosistemul este foarte bine integrat. Bun, aplicația Xiaomi este conectată la contul meu. Am aici trotineta Xiaomi și aspiratorul de acasă. Iar acum vom conecta acest aspirator. Apăs aici pe plus, în partea de sus. Other device. Trebuie să apăsăm, ne spune aici că trebuie să fie deschis aspiratorul și să apăsăm pe cele două butoane de Home și de Power împreună pentru 7 secunde și apoi să aștepți. Hai să vedem dacă merge. Pe device îmi apare Connect Device. Îmi zice să... The vacuum mop and the phone are connected. Please return to the Xiaomi Home app and wait for the network connection to complete. Ia să vedem cât durează mai exact. Ai o serie de mesaje pe care le auzi de la aspirator, deci aspiratorul are și un difuzor și știe să vorbească cu tine și durează probabil câteva, eu știu, secunde sau zeci de secunde. Network connected successfully. Da, s-a conectat, îi dăm done aici, îi zicem ce cameră vrem, uite să zicem în living room, next, îi dai un nume, putem să-i spunem aspirator și mop robotic Mi 2 Ultra, așa cum se cheamă el, și cam atât. Îți zice aici câtă baterie are, 99%, poți să-i dai standard, silent, strong sau turbo, sunt diferitele setări pentru el, și mai ai aici o serie de informații pe care le poți vedea despre el. Poți să îi programezi un anumit clean-up, adică să-l programezi să facă curățenie în casă, să zicem la ora 3-4 dimineața, atunci când tu dormi, el să-și facă treaba singur. Poți să vezi setările device-ului când ai, eu știu, o perioadă de do not disturb, dacă vrei să nu dea cu mopul într-o anumită perioadă și așa mai departe, poți să-i dai, ai aici o... I'm here. Da. Deci ai un buton de Find the Vacuum Mop. Cu alte cuvinte, atunci când vrei, poți să-l găsești. Dacă nu știi pe unde s-a ascuns, pe sub un dulap sau ceva genul ăsta, I'm here. Îți zice unde este. Are funcție de Child Lock, adică butoanele de pe el vor fi dezactivate, acestea, în așa fel încât atunci când le apeși să nu te trezești că, eu știu, un copilaș mai mic poate să umble la el. Să-i schimbi numele, să-i vezi locația, poți să-i faci automation și poți să-i dai și un firmware update,
în momentul de față este la ultima versiune. Haideți să-l facem să se întoarcă la căsuța lui, l-a încărcat, i-am dat doc. După cum vedeți aici, el deja a detectat camera în care se află, cum este așezată mobila, cum este așezat, eu știu, sunt așezate lucrurile din prejurul lui. Dar nu asta vreau să vedeți, ci vreau să vedeți cum ajunge acasă. S-a oprit odată ce a ajuns acolo. Îmi spune că s-a încărcat și probabil că va încerca să pornească acum acel modul de golire, dacă este cazul. Dar înainte de orice, aș vrea să vă arăt cum din aplicație puteți să-i dați start și să vedem care sunt diferitele volume de lucru. I-am dat un start. Îl lăsăm să iasă de acolo. Și aici să vedem. Atunci când începe el lucrul, acesta e standardul. Ce înseamnă silent? E puțin mai tare. Ce înseamnă strong? Și ce înseamnă turbo? Diferența dintre turbo și silent, o auzim acum. Odată ce procesul ăsta de împerechere a aspiratorului cu aplicația, cu telefonul, atenție, eu l-am testat pe un Xiaomi 12 Pro, un telefon de la Xiaomi care se mișcă foarte bine, arată foarte bine, e un telefon de ultimă generație, cu încărcător rapid și așa mai departe. Dar el merge chiar și pe un iPhone, ceea ce folosesc eu zi de zi, merge și pe un alt tip de telefon cu Android. Orice telefon de pe piață poate să suporte, sunt convins, această aplicație, atât timp cât are App Store sau are versiunea de Google Play Store. Poate că și telefoanele Huawei care au, eu știu, anumite aplicații dintr-un alt tip de App Store, de magazin acesta, poate că și ele pot să suporte această aplicație, dar cu siguranță în Google Play Store și în App Store o găsești. Aplicația este foarte ușor de folosit, ți-ai făcut contul dacă nu l-ai deja și după aceea pașii sunt foarte, foarte intuitivi, se conectează extrem de repede. Stația de golire trebuie golită și ea din când în când. Acum știi cum e, ar trebui să se inventeze și un robot care să golească stația de golire. Dar chiar și așa, dacă o faci odată la nu 45 de zile, cum spune Xiaomi. Dacă o faci odată la, nu știu, o lună și tot e un mare avantaj. Din păcate, stația de golire respectivă nu face un lucru, și anume, atunci când îi dai aspiratorului să curețe și cu mopul, nu îți curăță mopul. Ea doar îți ia praful, mizeria, firele de păr și altele adunate în cuva aceea aspiratorului, adică îți golește ce a aspirat el, dar nu îți curăță partea de mop. Da, știu, vreau cam multe, dar ar fi ideal dacă ar exista și o variantă prin care să se curețe acel mop de unul singur, să se spele și să vină înapoi pe aspirator. Probabil că va exista și chestia asta în vreo 2 ani. Stația de golire este și ea tot de culoare neagră, este destul de mare și, atenție, destul de zgomotoasă. Are sunetul, ca să spun așa, asemănător ca și intensitate cu al unui aspirator normal. Aspiratorul ăla pe care îl dai așa, like an animal, știi? Adică pe care îl dai manual de mână și cu care te chinui tu prin toată casa și te pune el pe tine la muncă, nu-l pui tu pe el la muncă. Bun, toate aceste dispozitive merg împreună, dar pe lângă toate aceste lucruri, dacă tot am vorbit de stație, haide să facem un scurt unboxing pentru stație și mai ales pentru purificatorul de la Xiaomi. Este un Mi Robot Vacuum Auto Empty Station care răspunde și el în spatele unei cutii uriașe și în această cutie găsim mai întâi niște accesorii. Hai să vedem ce găsim aici. Găsim o zonă de, eu știu, adăpostire a prafului adunat de prin casă.
După care scoate o pungă mare de tot și camera poate să vadă aici, este acest auto empty station. Ce face asta? Te ajută să-ți lași aspiratorul mai mult să facă treabă și tu îl cureți mai rar. Adică te ajută pe tine să câștigi timp. Haideți să vedem ce e înăuntru. E o cutie uriașă în care avem ceva polistiren și un dispozitiv la fel de mare. Hai să vedem dacă și reușim să-l scoatem de aici. Așa arată. Acum, sincer, se poate vedea cât e de mare chestia asta. Pot să stau cu el așa la o bere. Bine, nu beau bere. Nici el nu cred că bea bere. Dar e destul de mare. Și asta înseamnă că dacă e mai mare, are ventilatoare mai mari și curăță mai bine aerul din încăpere, ceea ce e foarte bine. Haideți să facem setup-ul și pentru Air Purifier. Îl avem aici. Este un Air Purifier 4 Pro de la Xiaomi. Other device. Mergem în listă. Sper că se vede aici. Îl găsim la Air Purifier și avem Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro. Îl selectăm. Ne spune că are un butonel pe spate și acel butonel trebuie apăsat pentru 7 secunde. Hai să-l găsesc așa pe pipăite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A piuit. Odată ce a piuit, ar trebui să-i dăm device reset. Și acum așteptăm să-și facă reset acest device. A găsit deja rețeaua. Zicem că suntem de acord și dăm next. Și durează câteva secunde până când dispozitivul se conectează la internet. Chiar așa, să vedem câte secunde durează, cât de repede. Este în timp real tot această... Gata, s-a conectat cu succes. Îi dăm camera living room. Next. Poți să-i schimbi numele sau poți să-l lași pe cel de aici, Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro. Next. Vrem să-l adăugăm la favorite și găsește informațiile pentru el. Odată ce a găsit aceste informații, vom vedea pe ecran care este valoarea de, eu știu, particule din aer. Ne spune aici că e 2, același lucru vedem și pe ecranul lui, și anume 2. Și aici să vedem ce se întâmplă, eu știu, care sunt diferitele metode prin care poți să-l setezi. De exemplu, poți să-i setezi puterea lui să fie mai mare. Sunt diferite, presupun că se aude acum că vâjii ții mai tare și mai tare. Îl dăm pe setarea minimă. Filtrele spune că mai are 290 de zile până când trebuie schimbat filtrul. Poți să-i dai ecranul lui să fie off, să fie dim, adică să fie puțin mai închis la culoare, sau poate să fie pe on. Poți să-i setezi diferite sunete, poți să-l setezi când să se oprească sau să pornească, ai aici diferite perioade de genul ăsta, de schedule off time, poți să-l setezi pentru anumite ore sau între anumite ore să se oprească singur dacă vrei chestia asta. Aplicația e una destul de simplă, îți arată temperatura din cameră, 23 de grade Celsius, nici nu mai ai nevoie de un termometru cu ocazia asta, îți arată particulele și umiditatea din cameră, 48% în cazul de față, și tot din aplicație poți să îl oprești, i-am dat turn off și s-a oprit, și hai să-l și pornim, turn on, face un scurt sunet, după care a și pornit. Cam asta este și rămâne selectat la favorite odată cu toate celelalte device-uri. Acesta este Air Purifier-ul, ai aici buton de on și off chiar din iconița aceasta, așa că poți să-l pornești sau să-l oprești chiar din, eu știu, ecranul de favorite de la aplicația
Mi Home, așa se cheamă aplicația. Aplicația are mai multe scene pe care poți să le folosești, are profilul tău și așa mai departe. Aplicație destul de simplă și de utilă. Îți arată temperatura în cameră, umiditatea și AQI, care este Air Quality Index sau ceva de genul ăsta. Odată cu toate celelalte informații, este cât se poate de ușor de folosit. Trecem la partea cea mai interesantă, partea finală, concluziile mele. De ce este bine să ai un astfel de sistem în casă, dacă vrei să-i spunem așa, pentru că e deja un sistem atunci când e vorba de patru dispozitive. Repet, nu este neapărat nevoie să-ți cumperi un Xiaomi 12 Pro. Da, e bun, arată bine, se mișcă bine și așa mai departe. Dacă îl vrei, îl poți cumpăra, îl găsești la prețuri bune pe net. El merge cu siguranță mai bine cu toate aceste dispozitive, dar nu e obligatoriu. Și un iPhone și orice alt telefon cu Android merge foarte bine. Dar un aspirator cu stația de golire și cu un purificator îți oferă acel aer mai curat în casă de care ai nevoie. Știu, stăm foarte mult cu geamul deschis pe timp de vară, unii dintre noi. Stăm în oraș unde este mult praf. În Constanța, în multele fațe, de exemplu, curăță, se dezgroapă și se fac toate străzile și atunci e foarte mult praf. Sunt convins că lucrări de genul ăsta sunt peste tot în România și în afara țării, de ce nu? Și atunci ai nevoie de un sistem de genul ăsta. Dacă ai și mai puțină grijă atunci când ai nevoie să-l golești, este un plus. Îți oferă mai multă libertate pentru a fi productiv, pentru a face ceea ce vrei să faci. În cazul meu, să fac videouri, să merg pe teren, să fac podcasturi. Apropo, așa arată noul meu birou de acasă, cu lumini noi, mai colorat cu niște flori, mai colorat cu o lampă de monitor. Întâmplător, această lampă e tot de la Xiaomi, nu mi-au dat-o în review pentru că nu o aveau, dar mi-am cumpărat-o singur. Sistemul ăsta de la Xiaomi este bun dintr-un anumit punct de vedere, prețul. Prețul îl face să fie suficient de accesibil și pentru ceea ce face este foarte, foarte bun. Au fost voci care au spus Xiaomi poate nu este sigur, e companie chinezească. No way, au câștigat nu știu ce premii și certificări de pe la nemți. Dacă nemții au zis că sunt buni, eu zic că sunt buni și pentru noi. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, nu ai de ce să-ți faci griji din punct de vedere al siguranței. Concluzia mea este, dacă ai nevoie de un aspirator, cu siguranță un aspirator Xiaomi își va face treaba și este foarte bun. Dacă vrei să-l faci să se și golească singur, atunci ia-ți această versiune de aspirator, ia-ți un Auto Empty Station, poți să-ți iei și un purificator, mai mic sau mai mare, cel pe care l-am testat eu, 4 Pro, era unul destul de mare, ți ocupă mult loc, e ca un fel de mini frigider, dacă poți să-i spun așa, dar poți să îți cumperi și o versiune puțin mai mică și să faci aproape același lucru în casa ta. Această serie este una destul de utilă. Le găsești, cred că dacă nu mă înșel, Xiaomi a avut și un fel de pachet de genul ăsta în vară spre toamnă. Chiar dacă nu le găsești la pachet, ia le, vine, nu știu, Black Friday, vine Crăciunul. Fă cadou celor din viața ta ușurința de a-și curăța casa mai repede, mai bine, atunci când dorm. Nici nu știi cât de bine este. Eu vă spuneam, acel Mi Robot Vacuum Mop Pro, aspiratorul care nu se golește singur, dar este atât de ușor, atât de bine, să știi că îl programez în fiecare seară, al meu face treabă pe la 3:30-4 dimineața de unul singur, sau dimineața atunci când pleacă copiii la școală, după ce au mâncat dimineață, undeva pe la ora 8, 8 fără 5, se apucă și face singur o aspirare în bucătărie. Este ideal să știi că nu trebuie să mai curezi tu după copii sau după oricine din familie, că el își face treaba singur, poți să-l setezi să dea cu mopul, poți să-l setezi doar să aspire dacă vrei chestia asta, astfel încât el își face treaba, intre pe sub dulap, intre pe sub, eu știu, frigider, mașina de spălat și așa mai departe, dacă sunt puse pe ceva mai înalt, dacă nu, măcar pe sub dulapurile din bucătărie și în alte camere, poate să intre și să-și facă treaba foarte bine. Concluzia mea este, astfel de dispozitive îți ușurează viața, te fac pe tine să fii mai productiv, să petrești timp cu ce-ți place ție mai mult. În cazul meu, nu știu, familie, plimbări, călătorii în toată lumea și de ce nu, poate am timp din când în când să mai fac și un astfel de setup acasă, în așa fel încât vlogurile pe care le fac, review-urile pe care le fac să fie mai colorate, mai, eu știu, interesante vizual pentru voi și voi să vă bucurați de astfel de produse pe care, sincer, eu le recomand și din punct de vedere al calității, dar și din punct de vedere al prețului.
Da, mă veți întreba dacă există puncte negative în toate aceste dispozitive. Am să fac o glumă. Aspiratorul pe care l-am testat și acea stație de autogolire erau de o culoare neagră ceva mai lucioasă. Sunt ca un fel de aspirator de amprente, adică sunt foarte, foarte vizibile amprentele pe ele atunci când le lași. Dar, sincer, prefer o variantă neagră decât o variantă albă, care în timp, de la praf, de la, eu știu, umezeala din bucătărie, dacă îl ții ca mine în bucătărie și așa mai departe, praful ăla se negrește și îl face să pară mai murdar în timp și atunci trebuie să-l cureți și pe el. Pe negru nu se vede atât de bine. Așa că, chiar dacă e un punct negativ faptul că se văd amprentele pe el, pentru că este un negru lucios, cu siguranță faptul că este negru te va ajuta să-l ții, eu știu, sau să pară mai curat în timp, mai mult decât cel alb. Cumpărați-vă astfel de dispozitive, indiferent de ce brand sunt, dacă vă plac cele de la Xiaomi, luați de la Xiaomi, dacă vă plac alte branduri, căutați-le, comparați-le, vedeți preț versus calități, care sunt, eu știu, avantaje și dezavantaje la fiecare. Un aspect de reținut la final de tot. Dacă vrei să-ți iei un astfel de aspirator, gândește-te că nu investești într-un aspirator, într-un obiect, eu știu, casnic, într-un electrocasnic, dacă pot să-i zic așa, ci investești în timpul tău. Ce poate să fie mai prețios decât timpul tău? Eu sunt Adrian Boioglu. Până data viitoare vă doresc o zi mai bună.